ți răspungătorului Duhului adevărului, care primește toate împliniri, vestirea bunătății, slujitorul de viață, vină să lășluiești între noi și ne cruțești în cine și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnele și Doamnele și Doamnele și Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunea Sfinților Părinte, Doamne, Scriitor, ne miluiește între noi. Amin. Vă zic bună ziua tuturor. Vă reamintesc că suntem la emisiunile care le facem cu Mori Ascunse pe urmele arhimandritului Rafael Bodiu. Știm cu toții că părintele a fost în acest sat dascăl după terminarea seminarului de la Zagorsk. Așa, într-un cuvânt, adică aici s-a început calea lui de pe treapta preoție, mai apoi și toată viața lui binecuvântată de Dumnezeu, care noi încercăm să o aducem la cunoștință creștinilor. Și, cum am spus, aș vrea să strângem mărturii, istorii, cazuri diferite a fiilor duhovnicești, a creștinilor, care au fost cu pronia lui Dumnezeu împlinite prin Părintele Rafael. Dați să dăm cuvânt Părintelui, să facem o introducere și după aceea începem creștinii a vorbi. N-am avut ocazia ca să-l cunosc pe Părinte de Viane de Scălie, dar cunosc persoane care, iată, el a slujit și aici la Chetrusul ca dascăl, a slujit și la satul Popiești de Jos. Eu cunosc foarte bine, poate să cunosc, să mărturisească Părintele Ioan Filip de la Popiești, că el era tot copil mic, era palamar, Părintele Rafael, Dumnezeu să-l odihnească, era dascăl, el poate să mărturisească. Deci, cei ce ar putea să aflăm lucruri frumoase, deci noi, din viața Părintelui. Eu, ca preot, deci l-am cunoscut, în mod fericit, o casă slujim împreună și aici, la mai multe sfinte liturghii, când Părintele venea de mai des, deci pe anii 2007-2010, deci mai apoi, deci creștinii care, precum ați menționat mai înainte, că deci foarte mult iubea pe creștinii din Chetrusul, deci care aveau diferite greutăți, diferite probleme, îi se adresau și el venea, deci ne duceam împreună cu mine sau Părintele Igor sau Părintele Ilie, Dumnezeu să-l odihnească Părintele Ilie. Ne duceam pe la casă creștinilor, ne făcea rugăciuni, deci sfințirea casei, de diferite rugăciuni, de trebuință a creștinilor, deci ce aveau nevoie creștinii, deci Părintele, deci întotdeauna se ruga și îi ajuta, îi scotea din toate greutăți, toate nevoile, pe toți creștinii din sat. Ceea ce pot eu să spun că am mare plăcere și mare fericită ocazie de multe ori, deci am fost, chiar am făcut așa de întâmplat câțiva ani la rândul, făceam o listă întreagă, mergeam, deci cu părintele, veneau cu toți frații la mănăstire, deci care binecuvânta el și mergeam pe la, se întâmpla că mergeam câte 3-4 săptămâni întreagă, deci din casă în casă, la fiecare creștin. Și cred că mulți au simțit, deci, puterea rugăciunilor care le făcea Părintele Rafael. Părinte, mulțumim. Cine vrea să înceapă din creștini cu vreo istorioară frumoasă în amintirea Părintelui care a fost în viața dumneavoastră? Cât timp am fost și eu dăscăliță la Chetrosul, că am fost mulți șori ani, am fost tot binecuvântarea starețului. El ne-a fost duhovnicul meu, el ne-a fost temelia care ne-a pus piatra credinței, el a fost așa la care ne-a deschis porțile și ușa spre calea de mântuire. El a fost acela care, dacă eu cândva cântam Cânt și lumești, el m-a adus pe drumul pe altă scenă să cânt Cânt și duhovnicești. Și datorită lui eu am devenit și dascăliță. Când a venit prima dată Părintele Ioan, care slujea la țavă, și el vine la mine într-o zi acasă și zice: eu vreau să știi dascăliță la mine la țavă. Dar eu zic: eu nu știu, eu nu știu nică. Dar el zice: las că Moscova nu s-a construit deodată. Hai să te înveți. Dar eu zic: dar eu nu mă duc fără știrea lui Părinte Rafael. Eu nu fac un pas fără dânsul. Dar el zice: a, uite măi, eu numai și am fost la Bălți și am greit cu dânsul, dar pe eu știu că nu greim la Bălți cu dânsul. Și eu mă duc înapoi la Bălți. Eu știu că el acolo slujește. Și ți-aduc. Și aveam scris, dar eu zic: nu,
adă în cuvântul lui și numai să ne-l spui și o să-l simțesc pe chelea mea. El se duce când cat vine, părinte Ion, și zice, era sâmbătă, ies mă răbd de ce ai de luat și haidem. Zic, și socoteala? Dar el zice, părinte Rafael, o spus așa, zic, spune cuvântul lui, o să spune că eu am zis că ea se poate. Și eu o binecuvintez. Eu intră în casă și m-am uitat la icoane și cum icoana greie cu mine și eu cu icoana. Și numai atât ce-mi, Doamne, eu cred că eu am spot și nu mă tem. Și așa s-a început dăscălie mie. Întâi la țau am fost, pe urmă când am venit aici, au venit la mine și au sfințit casă părinte Ilie cu părinte Igor și îmi zice în ei părinte Ilie, și tu ești singurică, noi vrem un dascălă și că tine și la noi. Ești din sat, aici vin la noi în sat. Vin în sat. În sat tău și dascălă. Dar eu zic, da, părinte, dar mai răbdăm o leac, să mă duc să vă zgresc părintele. Eu îi facem ascultarea lui în tăti. Cum zice el așa? Și mama mea s-a dus, că eu n-am putut să mă duc. Dar mama se duce la dânsul în chilie și spune, părinte, eu îți mulțumesc tăt și ai făcut pentru fata mea. Da, te rog, dacă spate, cum zici mă ta să vii la chetrosul dăscăliți că o cheamă amândoi preoți, și părintele Ilie și părinte Igor. Dar părintele zici, măi, e gata de a-mi la chetrosul. Chiar am ea acolo să șibă. Și am venit la chetros cu ajutorul Dumnezeu și am venit la chetrosul. Când am venit la chetrosul aici, chiar de multe ori mă rugam că tămânca asta nu se spune, adă-l, Doamne, părinte Rafael, la noi în sat, la slujbe. Citem și câte o... Câte o psaltire întreagă de al David. Citem că să-l aduc părinte Rafael la chetrosul, la slujbe, la noi. Asta mă rugam. Să vii, să dai sfaturi la lume, că lumea tot îmi zice, hai, te rog, zi-l, părinte, dacă duci pe la mănăstire, zi-l, părinte Rafael, să vii. Zic, cum să-i zic eu lui așa? Hai, părinte, îi zicem, părinte, lumea te dorește, lumea te vrea, hai la noi în sat și știi, faci cazuri grele, faci consultații cu lumea, că sunt întrăși care nu pot, bătrâni, sunt bolnavi. Dar părintele zice, ei, dacă mă cheam preotul de sat, poftim, eu vin, dar dacă nu mă cheam preotul, eu n-am gata, eu nu pot să mă duc acolo. Așa, părintele zice. Poți să vin numai la strană, la strană mă cheamă, da? Da, la strană, da. A fost și vine tare des, părintele, cu adevărat vine des, părintele, bucuroși, într-o dimineață citem în postul mare cu Vasile, era Vasile Dascălu, cum citem la strană, amândoi canoale, dar când nu a apărut în biserică, nu știu, dar l-am văzut că a apărut la strană și m-a suit la noi și zice, băi băieți, foc la ghete. Așa era el. Și a fost așa caz într-un an, prima săptămână din postul mare, zi la zi, părinte Rafael a fost la noi. Zi la zi. Numai să mântuie la noi și la ora 5. Și părintele de-a zis și la mănăstire. A fost foarte interesant. Părintele îmblam, da, îmblam și la sfințenii pe sat cu părintele. Când venea părintele zi la zi, cum erau creștini? Ce bucurie aveau? Ceva din sentimente, povestiți-ne. Din sentimentele lumii? Da, lumea cum, ia că sunt mulți din sat care atunci când auzeau că vine părintele, ab să anunțau unul pe altul, băi, vine părinte Rafael, haide, mă răbdea, vineau toți din casă, de la bătrân până la copii de brață, așa vineau, toți din casă vineau. Biserica plină, anti plină, nici nu încăpeau, în biserică și în caridorul cealaltă afară, era foarte multă lume. Am urs în sat, e mai puțină lume. Ce rugăciuni citea părintele mai des când venea? Cum era lucrarea lui ca slujbă, ca rugăciune? Cazuri grele făcea, cazuri grele. El așa spune, scrieți-vă atâți la slujbe de izbăvire de patim, chin și nacaz, de greutăți. El așa spune și lumea atâți scrie și scrieți-vă la și făcea aghiazmă, ofiștenii, și-a spune care aveți greutăți în gospodăriile voastre, că agrem cu preotul de sat și ne ducem și facem tot ce trebuie la fiecare. Cine e clar, numai sunt poartă la om, e clar tot ce e o gradă și ești cu fiecare în parte. Ce să vă spun despre părinte Rafael? Din tinereța mea, când am început că ați venit la biserică, prin anii 97, părintele stă aici la strană, face consultații. Care aveți nevoie? Hai, răbde, treceți câte unul. Am auzit eu de părinte Rafael, copilași erau comitei, vin eu și eu la consultație. Ai venit? Davai, spune și acolo.
părinte, vreau să-i sfințesc casa cât sunteți aici. El îmi spune, zice, du și-i spune lui părintele Igor unde trăiești și amuși venim. Merge acasă că noi venim. Răpide, m-am dus acasă, am pregătit tot pentru sfințenie, a venit părintele Rafael. Greutățile erau mari, copii, probleme, familie. După sfințirea rugăciunii, care a făcut rugăciunea părintele Rafael, ne-am simțit tare, tare bucuroși. Am adormit după aceea tăți, și bărbatul, și copiii. Când ne-am trezit, eu personal am simțit că m-am născut a doua oară. Tot era luminos, tot era vesel, era altă viață. Și după aceea, cu încetul, când am văzut, am simțit dintr-o dată cum l-am cunoscut pe părintele. Îl mai știem de când dascăl, știem că el a fost la mormântare la bunelul meu. Atunci eram un copil, poate nu luam seama multe. La frații i-au făcut cununie aici. Asta nu pot știu de când dascăl, dar am pe parcurs. Și văzând că s-a întâmplat așa o bucurie pentru mine, că atâta ușurare am simțit din urmele rugăciunilor părintele, el nu spune nimic, numai că rugăciunea, dar noi simțăm harul cum lucrează. Am început cu încetul ca să mă duc la mănăstire. Ducându-mă la mănăstire, tot cu greutățile în viață, mă apropiem de părintele. Și i-aș spus lui părintele, am început ca să ne arăte Dumnezeu că el niciodată nu spune laudă. Și am emoții ca spun, îmi pare că el mă aude și zice, gata, vse, voi niciodată nu spuneți că eu fac, Dumnezeu le face pe rugăciunile mele. Și așa mergeți. Și am fost tare bolnavă, tot așa, și pe rugăciunile cu părintele Rafael, ne-am venit în Cerevoșa, ani de zile, numai eu și unul Dumnezeu știut câte greutăți, n-am putut ca să mănânc, n-am putut ca să dorm. Și ducându-mă la mănăstire, când am început prima dată am mâncat la mănăstire, la trapeză, cu lăcrimi de bucurie. Încurgeau lăcrimi fără să zic un cuvânt, că eu pot mânca. Prima dată la mănăstire, da, asta 6 ani de zile, umblam la deal, copiii erau mitei, duceam la grădiniță, probleme, familie erau foarte mari, așa cum era, slavă ție, Doamne, cred că așa trebuie să fie. Altfel, cred că nu putem să mă apropii de Dumnezeu. Numai părintele Rafael, rugăciunea lui, ne-a altoit dragostea, frica de Dumnezeu, ca să mă port ca un creștin adevărat, să-mi dau de seamă ce își fac, ce și greșesc, ca să mă pot corecta în viață. Asta a fost un stil de rugăciune pentru mine și pentru toată familia mea. Și cu încetul tot așa, când era o problemă, la părintele Rafael, o dimineață un tată duhovnicesc, care cu regret tare îmi pare rău, când unii iese din somn, poate când am adormit, atunci să-l uit să ne iasă din inimă, dar restul nu. Pentru toată familia mea, el a fost un sprijin, un ajutor, un doctor sufletesc și trupesc, care nu l-am uitat în veci. Și asta e. Cu probleme, când la mănăstire, părinte, numai așa, îi spuneam, gata, rezultat era. Tot era din urma lui rezultat. Ați avut așa o încredere că orice problemă n-ar fi în viață? Da, e ca chiar... El tot timpul o să vă dă răspunsul concret? Da, încredere am avut că dintr-o dată am simțit ușurare la suflet, ușurare la trup. Din toate punctele de vedere m-am schimbat viața, tot s-a schimbat pentru mine. Și eu când mă aducem chiar ea ca o dată la părinte la consultație, îi spun o problemă din viață. Mă rog, dacă 3 copii bărbatul, dar familia e mare. I-a spus o problemă că nu o mai țin eu minte care, dar părintele îmi spune, toașă, zic, părinte, eu nu mă-ți spun. Eu avem încredere că eu, dacă nu mă spunem lui, rezultatul era. Ia ca asta. Dreta, cum era el ca caracter? Era sever? Părintele era sever. El prima dată, când mă ducem primele des, cum spun, la mănăstire, la consultație, tot avem emoții cum mai am șamu. Când am să mă apropie de părintele, parcă sunt șerbânta ceva în stomac și tu mă temem să vorbesc, dar eu îmi făceam îndrăzneala ca să mă duc. Și el nu mă spune așa, tax, așa, scurt, clar și cuprinzător. Nu povestiți multe. Și altă dată când mă ducem la consultație, mă rugam, Doamne, dă-mi să grăiesc ce e și trebuie, până ajungem și dăm cu frică Dumnezeu. Și spune părintele la consultație, pentru mine a fost lege și cu adevărat am îndeplinit ce e și a spus el, poate Domnul știe cum s-a îndeplinit, dar numai prin credință și prin ascultare, eu azi trăiesc pe rugăciunea lui. Când într-adevăr, eu n-am crezut că să am viață pe pământ. Și băietul meu, dar știți, tot lucrează, ea când am văzut 10 și 11 ani, tot în ascultarea lui părinte Rafael, slavă ți-i Doamne, cum este. Merge pe calea spre educație. Nu știu, am de mici copiii luam la biserică, tot pe tăția educat creștinește, dar fiecare, dar cum...
ca datorii de mamă ne-a făcut-o. Și asta, pentru mine, iată cum a... Părintele Rafael a fost și este o oglindă vie și pentru mine azi este viu. Măcar că el nu e între noi, dar eu cred. El și-a mu vede, aude. Ca și suflet cu înger, ca un suflet de înger, ca un... Nu știu cum să redău, cum spun, că el, eu mă temem, niciodată nu putem ca să spun că el noi iubi ca să-l lăudăm, să-l mărim. Dar cum am calcat pe teritoriul mănăstirii, simțăm că a rămas în urmă greutățile și zburai ca o pasăre după rugăciunile lui. Azi este o leacă mai trist și pentru frați, pentru tăți, parcă plângi mănăstirea, parcă plâng tăt acolo împrejur. Dar totdeauna ne gândim și ne uităm când ajungem la mormântul lui părintele, să uită cu întristare după noi. Dar cred că El de sus se roagă și nu ne va lăsa niciodată. Iată, sentimentele este acum care, sau mai bine spus, chiar radical viața schimbată după trecerea părintelui din viață. Cum dumneavoastră o suportați? Cum, iată cum, cum vă adaptați la alt, cu totul altă viață? Unii trebuie să mergeți singuri de acum. Da, e foarte greu. Nici nu știu cum să cer și cum să mă rog. Am fost ca un copil și am rămas fără tată, pot să spun. Când rămâne un copil fără tată, se gândește cum i-a spus tată așa să fac și să merg mai departe, cum noi dai el înclină. Mă ridic, mă corectez și mă gândesc unde-i părintele, unde-i povața, unde-i să ne întâte durerile noastre, întâte scârbi. El și se bucura cu noi, îl vedem numai când avem o bucurie. Trecem pe lângă noi să zâmbește el de bucurie. Avem ceva de scârbă. Plânge, el întotdeauna la dânsul rugăciunea au fost cu lăcrimi. Nu a fost o zi ca să nu verse lăcrimi pentru noi. Poate pentru mulți s-a gândit, Domnul știe și s-a gândit, dar într-adevăr rugăciunea. Și el a spus așa, degeaba ai să faci o rugăciune dacă voi n-a scăpat o lacrimă la aceea slujbă, din zadar a străit-o. Și întotdeauna ne gândim să vărsăm lăcrimi de pocăință, dar cu ajutorul lui izvorul lăcrimilor curge mai repede. Dar mă leacă altfel s-a întărit inima. Nici nu știm cum să ne rugăm și cum să cerem. Asta-i. Părinte Rafael, Dumnezeu să-l iert, îl cunosc de prin 93. Aflând de lume că la Nicoreni este Părinte Rafael și e ca citești cazuri grele și el îți spune te ce ai. Dar eu, având și acasă și bine și rău și boli și necazuri, am încercat și ne-am dus la părinte când acolo auzim că, într-adevăr, că după consultațiile lui, după și rugăciunile lui, ne simțăm foarte bine, foarte, ne simțăm cu suflet curat. Venim acasă, nu avem probleme, așa cum era de mai înainte. Ne-a propus sfințările de casă. Am făcut cu părintele Ilie împreună și obștenii. Cu ajutorul Dumnezeu am făcut și obștenii și sfințările de casă. După aceea, mi-a arătat Dumnezeu minuni după citirea lui, că și părintele a fost în casă. Și unde a stat el pe loc și ăla, prin vis mi-a arătat răutatea cum a ieșit de sub divan. Singur unde a stat citind. Când cite părintele Rafael rugăciunile cu lacrimi și n-avea putere să citească, poate de greutățile care le avem, el nu putea citi și se oprea și îl bărsau sudorile. Multe cazuri, pot spun, multe minuni pe care mă duceam la consultații, la dânsul, vineam acasă și le simțeam, le vedeam. N-am avut 40 de ani copii. După aceea, după consultația lui, el îmi spunea că ne-o trimis la părintele Petru, la mănăstire și la Hâncu. Și după aceea spune că ai să vii acasă și ai să vezi minuni, ca să mire satul. După aceea, într-adevăr, a fost o minune. Am avut, am înfiat o fetiță. Am imut. Și în curând, după aceea, și eu mai fost, cum ne mai dușem noi la dânsul, el ne spune: rugați-vă pentru voi, rugați-vă pentru cazurile voastre, pentru nevoile voastre, pentru păcatele voastre. Rugăciunile să vă fie fierbinte, să vă fie cu lacrimi. Făceți cu priveghere, rugăciuni cu priveghere, acelea îți vă aducă la simțul care îl cunoașteți. Într-adevăr, uneori îmi vine greu, mă sculam cu priveghere și făceam rugăciuni.
După aceea, iarăși, vine minunile. Am fost bolnavă cu pieptul și nu știam, m-a trimite de aici, de la noi, de la spital, că am cancer. Repede, la moment, îi sun la părinte Rafael, părinte, ia ca așa și așa, mine m-a trimite la Chișinău, cam așa, dar eu zic, nu te uita la doctori, uite și păi spun eu, că asta e de reșeală la tine. Și am venit acasă, uns cu mir, locul unde mă dure, slavă ție, Doamne, mi-a trecut câteva zile, nici n-am să-mi durerile. Și mai multe momente așa, prin rugăciune, pot să spun, mai multe minuni, multe minuni. Bărbatul mi-a fost bolnav de plămâni, dar el îmi spune că e ca să mâncați carne de bursuc și de câine, că zice, asta îți va fi de folos. Și într-adevăr, eu când m-am dus la dâns, untură, și carne și untură. Într-adevăr, eu când m-am dus la biserică și el spune înaintea oamenilor, și uita drept la mine și îmi spunea, ca când îmi spune mie, și trebuie să facă el, că și să mănânce. Într-adevăr, asta a fost tot o minune mare. Și de atunci noi, frecventând regulat la părinte Rafael, nu l-am putut să scăpăm din vedere, nu-l putem uita. Ne lipsește în suflet ca un gol. Avem un gol mare. Amu când ajungem la să ne mărturisim, să ne spovăduim. Ne uităm, mă uit așa împrejur, nici nu știu încotro să apuci. Eu știam că acolo ne era atât, tătă durerea și tătă ne spune atât, dar amu suntem ca, sunt ca o oaie pierdută. Nu știu ce să fac și cum să fac. El, cum mi-a dat ultima dată când m-a mărturisit, plângem la dânsul și el zice, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și îndepliniți canonul. Canonul ne l-a dat ca timp de 2 ani și timp câte 2 capitole în fiecare zi. Și când au citesc capitolele și alea, când mă simt că, și ușoară, dar mi-amintesc de dâns și plâng cât citesc Evanghelia. Da, părintele, eu tot cunosc lucrurile acestea, părintele tot timpul a încercat la toți creștinii să deie că nu anume citirea Evangheliei. După cuvântul lui, Evanghelia și psaltirea, toată vremea nu lipsește la îndemână. Dacă nu Evanghelia, psaltirea, toată vremea el vorbiți cu Dumnezeu și va consultați cu Dumnezeu, citind cărțile Psaltire și Evanghelia. Nu regret, îmi pare rău după moartea, după al lui părinte Rafael, Dumnezeu să-l odihnească. Dar nu ne lipsește, îl vedem și în vis și poate în ochi nu ne dispare. Da, asta arată dragostea fiilor către tată, tată și simte dragostea și ea să fie tot timpul, cred. Când nu ne iese din memorie, din suflet, mult am, după dânsul, jălit, am nemâhnit. Când eram pe la Chetros, tot cu cazuri grele, părintele la noi aici, era o părință în vârstă, de-am tata bătrân acolo, peste că un el stătea, și s-a apropie după cazurile grele, după Sfânta Liturghie vine, tătucă, eu am să vin azi la mata. Așa o bucurie în suflet am avut, că nu dovedeam să ajung mărăb de acasă, când de-am Dumnealui a venit cu câțiva căluguri, părintele Ilie vine să încă. Eram pe la cuptoraș, el a intrat în o gradă, altceva nu zice, bucur-te, să uite la mama, bucur-te, să uite la tata, bucur-te, la tăți care întâlnim în o gradă, bucur-te. A stat la masă tot la noi, ne-am bucurat de dâns și cântări duhovnicești. Vine la sfințenii de casă, șamonul de mult, chiar ultima vreme, chiar părintele Ilie, Eugen fusese tot la sfințenie de casă. Ne-au fost rugători fierbinte înainte de Dumnezeu pentru satul nostru, pentru familiile noastre. Dar vreau să mai spun, când era el mai tinerial, încă nu era preot, încă mai tincă dascăl, mama lucra la tiun, era șâlci în deal. Și noaptea lucrau la vine la 4 dimineața. Pe la ora 1 de noapte, să arată la dânsele acolo părintele Rafael la lucru. Femeilor, Doamne ajută, și
lucrați așa noapte și ne vă obișnuiește. Pe la ora 1 de noapte, el a venit la femeile care lucrau la tetiun și întrebarea le-a fost femeilor, cine vă obișnuiește? Sunteți așa chinuite? Ce durere aveți? Hai scrieți pe hârtiuță și spuneți ce durere aveți. Ele că când tăti se uitau așa, că când, cu neîncredere, nu știu cum, dar mama, ia n-am ei strângesc cu piunile eu și scrieți pe hârtie tot ce aveți de scris. Când colo mama scrie, celălalt femeie, iar a început și ele a scrie, să-i dea rugăciunile părintele că se roage pentru dâns. Cu adevărat, într-adevăr, a fost rugător a satului nostru. L-a durut inima după lumea din sat. N-am cuvinte, îmi pare rău. Dumnezeu să-l odihnească. Dar iată, prima dată, când, prima moment când ați cunoscut părintele, cum îl țineți? Cum țineți minte momentul ăsta? Când v-ați întâlnit prima dată aici, cu părintele? Aici, aici. Erați minte, copil numai atunci, aici, da? La biserică. Erați copil, da? El venea într-una aici, dimititică. Cu mama. Apoi, prima dată, erați copil când v-ați întâlnit, da, cu părintele? Da, da. Dar cum era părintele cu copiii atunci? Prin sat, prin... El cu... la strană, eram bucuroși. Părinte Rafael, încă era tinerel, prin sat, îl vedeam, încă nu știam ghine și mă uitam așa dintr-o parte că este dascul nostru închetros. Că se auză de dâns cuvinte bune, se auză că este dascul nostru tânăr din închetrosul. Și aici la strană rugăciune într-una și într-una. Scris slujbă za caznaie, scris la deboală, scris la și întrebări avem. Era într-una în rugăciune, ne povățuie, ne sfătuie. Părinte, când era atunci dascăl, el chiar atunci de cum a lua greutate și se ruga pentru oamenilor. Vă spun, da? La 1 de noapte el a umblat, dar la tetiun unii erau, era colhozul, era, și atunci era altă sistemă. Se ruga pentru lume, pentru la tetiun, tot tetiunul e păcat să lucrez. El cred că înțelege chestia asta și stăruie să ajute lumea. Dumnezeu să-l odihnească mult, mult jăli, mult ne-i mâhnit sufletul. Nu mă-ți aduce aminte de dânsul, curg lacrimile. În greutate eram în familie uneori. Maică, Domnul, te rog, ajută-mă și ne-aduc aminte răbde de dânsul. Părinte Rafael, te rog, ajută-mă, roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine că-s păcătoasă. Îl țin minte din copilărie, avem 19 ani sau 20. El a fost dascăl la noi. A trăit când a fost dascăl în Mahala la părinții ei. Chiar hat în hat. Și eu am fost bolnavă tare, tare mult m-a ajutat. El e duhovnicul meu din mulți ani de zile, dacă o 30 și ceva de ani de zile. El plângă inimă și azi, mă doare sufletul. Ne aduc aminte de părintele, că mă aducem, avem o nepuță cu bolnavă și mă aducem pe jos la părinte Rafael, încă era în sat la Nicureni. Și mă aducem cu nepuțica mie acolo și părintele scrie la rugăciune, scrie acolo, scrie dincolo. Ați și pe bine, ați și pe da prost, mulțumesc, tare mulțumită. De multe ori au fost acasă la noi, părinte Rafael, ne-a sfințit casa, cu părintele Ilie, cu părintele Igor au fost. Fântâna ne-a sfințit când avem apă într-o rând în fântână. Și eram la biserică aici, la Chetrosu, și eu m-am aprochit și am zis, părinte, zic la mine, zic că... Ia că în fântână o scăzut apa și n-am apă. Du-te acasă, eu din urmă vin la mata. Cu părintele Ilie era Dumnezeu să-l ierte. Și am ajuns acasă, părintele Rafael a venit și ne-a sfințit și apa o adăugit în fântână. Și mult, mult, tare, tare la sufletul sunt părintele. Nici amu nu pot și nu-mi iasă din inimă cuvintele lui și... Tare de ajutor a fost și tare, m-a ajutat tare mult și părinții mie, dacă am trăit în... Unii părinții mie, chiar alături. Părintele Rafael. Acolo, la gazdă, părinții, da? Mie, da, da, da. Și eu eram 19 ori, 20 de ani avem. Atunci aveți 20 de ani când era părintele dascăl. Da, 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 da. Când atunci era părinț... îl țineți minte foarte bine. Îl țin minte foarte bine, da. Și vine era la părinții mie și... Stăm de vorbă și noi ne ducem la Nășca Grătina. El a trăit prima dată, pe urmă s-a mutat la Ciuchelibieda și mă ducem la Ciuchelibieda cu greutățile noastre. Cu... Deci, Nășca Grătina asta era cei care, părintele, prima dată au fost la gază. Prima dată, da, da, ceva, da, despre dânsă. Acolo, în Mahală. Da, dar povestiți ceva și țineți minte despre familia aceasta, care unde a fost părintele prima dată la gazdă. Și țineți minte despre familie, cum părintele a fost la gazdă, dacă țineți minte ceva.
cum a fost la unul trei prima dată. Da, el a venit în sat, și deodată tot s-a dus la dânșul, da? Spre miești. La dânșul. Dar pur și simplu, în momentele astea, dacă țineți minte. O trăit, el vine de la slujă la noi, la Chetrosul Dascăl, și el vine la Nășca Grătina, când e în Nășică, și vine și el trece taman pe lângă noi, eu trecem cu caldarea cu apă, mă cem la apă, mă, și eu le apădam caldarea jos, la, înainte la părinte, mi-aduc aminte. Părinte, binecuvinteați-mă, părinte, băgăslăvește-mă, și părinte, pune numai mâna pe cap. Da, era dascăl când era. Nu, era, el pune mâna pe cap, nu face cruci. Pune mâna pe cap, da, el nu mai pune mâna pe cap. Și el zice că tăta și băghine, tăta. Spune-le, Chiotea Grătina, și cum o chema pe ei? Dede Nichifor și Chiotea Nășelul Toadri și Nășca Grătina. Spune familia lor. Ei erau în vârstă, oameni. S-au dus la o la Suroca, scumpri pentru... S-a întâmplat o avarie. Și Nășelul Toadri a scăpat, dar Nășca Grătina a dus-o la spital. Ne aduc aminte și acolo la spital a murit. Pe urmă, părinții Rafael, după așa, s-au mutat la Chiotea Libeda. Asta eu țin minte. N-aveau. Ei n-aveau copii deloc. El în Chetros a stat câți ani de tot? Trei ani a stat în Chetros. O, 2 ani a stat la Mătim. Un an jumătate a stat. Da, la Olimpiadă a stat un an jumătate și dar aici spune tot un an jumătate. La Olimpiadă a spune un an jumătate a stat. Un an jumătate, da. Cam așa și ceva, da. Dumnezeu să-L ierte pe părintele. El a fost duhovnic părinte și a neu, dar nu numai a neu, la toată familia, și a copiilor, și la mama mea. Când tăi mama, eu a fost mamei mele duhovnic și pe urmă și a mie și la copii. Și eu, fiind foarte bolnavă, am avut o intervenție chirurgicală, după care mă simțeam rău. Și m-am dus la părintele. Eu să trec la consultații, părintele, nici n-am dovedit gine să ajung, că unde părintele îmi zice, deși tu ai făcut ai asta fără ca să te consultezi cu mine, după, ai venit la mine după ce ai făcut. Și mulțumim Dumnezeu că prin rugăciune de părintele, eu am făcut ascultare la ce el mi-a spus și după aceea m-am simțit foarte bine. Necătând la aceea că mă simțeam foarte rău, în perioadă mică de timp, mulțumesc Domnului și părintele prin rugăciunea lui, m-am simțit bine după aceea. Dar copiii, fata a mântuit liceu și mai mult ne-au rămas în suflet că noi nu știm ce facultate să aleagă. De acasă ne propunem una, dar Evro e alta. Ne-am ajuns la părintele și am trecut la consultații și părintele i-a spus ce își dorie ea, nu ce am vrut noi, dar și ea sufletește dorie, la care noi gândim că e foarte greu și e greu de învățat. Și părintele a spus așa, aici să ducă ea. Și suntem mulțumiți că șamu e, și ei mulțumit, la ce și părintele i-a spus și a făcut ascultare. Dar după și tare am vrut, dacă eu a fost fiică duhovnică, am vrut ca părintele să o cunune, să fac taină cununie. Și el a fost de acord, de-o cununat. Să vă spun sincer, n-am avut în viața mea și asta a fost unica din cele mai fericit, cele mai frumoase clipe mele, când am văzut că părintele în cunună copiii. Mă simțeam, nu vă pot reda în cuvinte, cum mă simțeam atunci în momentele cele. După care eu s-o angajat la lucru, unii genele nu era satisfăcut și eu mă duc la consultații că poți să-și schimbi să alt postul de lucru și fiica tot așa, unde părintele zice, lasă-i să ducă. La care eu mă gândesc că unii pot să ducă, dacă ei nu aveau unii să ducă, nimeni nu le propusă să ducă. Și de Sfântul Andrei, genele avea un frate, psihotare, unii îl sună pe genele și zice, știi, Ionele, eu ți-am găsit de lucru aici și tu vină la lucru. Dar ce dacă nu mă gândesc că tu vină, dacă îți spun că trebuie să vii, ea vină. Și s-a dus și mulțumim Domnul, prin rugăciune părintelui, și azi, măcar necătând la cei că ești psihotare, să așadzați, să satisfăcuți, să mulțumiți și cu a doua fiică, tot așa, tot prin ascultarea părintelui, că ea anul ăsta a intrat la facultate și părintele fiind foarte bolnav,
Noi ne-am dus la dânsul și tot am cerut binecuvântare, părintele i-a dat și mulțumim lui părintele pentru toate, pentru toate. Și avem o mare regret în suflet și o mare durere. Simțim un gol enorm că nu-l avem alături, că nu ne trebuie. Câteodată vroiam să mă duc la dânsul la consultație și nu mai ajungem să mă duc la consultații, că părintele de pe avon spune rezultatul la și și noi avem trebuință. Nu trebuie să ne explici, că noi fiecare primim răspuns la întrebarea care avem în suflet, care o avea fiecare creștin. Și mai e o pildă tot așa, mama fiind bolnavă și-o decedat, la care noi eram acasă când eu o decedat, dar părintele, care ca surori erau la mănăstire, părintele a spus, dăm de decesul ei la toți, că eu o decedat și deși eu o decedat, el întotdeauna, când trebuie să fie mustrate, era mustrate, dar era spre binele nostru. Dacă când trebuie să ne mângâie, el ne mângâie. Și nu era creștin, nu era persoană care să ajungă la dânsul să nu-l ajute sau să nu-i dă răspuns la ce ei și-l doresc, să-l mângâie. Dumnezeu Sfânt să-l ierte și să... Da, suntem îndurerați. Suntem îndurerați, suntem ca niște copii fără tată. Credem că părintele este cu noi și se roagă pentru noi și ne are în pază și da. Totdeauna vom fi a lui. Iată momentul până la a-l cunoaște părintele și după ce l-ați cunoscut părintele, cum ați fost și cum ați devenit? Știți, prima dată când m-am dus, că noi nu prea, știți, credem, dar nu credem atât de profund, la care părintele totdeauna au accentuat cum noi eram îmbrăcați. El ne-a pus piatra, ne-a pus temelia pentru a deveni creștini adevărați. El ne-a cultivat dragostea față de Hristos. El ne-a dat tot, el întotdeauna ne spunea, eu v-am dat vouă tot v-am dat, voi nu m-ați luat. El întotdeauna stăruie la fiecare suflet să-i dea ce își trebuie să-i dea. Și toți ne-au ajutat. El se primește că el niciodată nu forța pe nimeni, doar punea înainte și spunea că vreți să luați, vreți să nu luați. El așa și spunea, eu tot v-am dat, tot v-am dat. El a fost pentru noi nu numai părinte duhovnic, dar un părinte adevărat, care a cultivat în noi dragostea față de Hristos. Mă țin la dânsul la consultații, dar eram încă, nu știam eu, părinte face consultații cu cineva, dar eu mă țin, părinte, blagoslovește să mă scânt la o nuntă. Dar părintele își dea așa cap și zicea, du-te, făcea așa, nici nu se uita la mine. Dar eu mă țin. Am dus la nuntă și am cântat cât am cântat, da, era rău, Doamne ferește, mă ducem după acolo și făcem, gata, e crapat cu cap, nu putem rezista. Ișăm iar, cântam două, trei strofe, mă țin după culong și iar făcem, strângam, nu vin mai mult, nu mai pot, gata, mai mult nu. Mă duc eu la părintele. Părinte, eu am fost anul. El zice, da, și cum? Dar eu zic, și de rău, eu fost, Doamne, el zice, ei da, zic, dar eu nu știu nică. Zice, și cum? Dar eu zic, părinte, mai mult nu m-am mai duc de el, zice. Slava Domnului, că ai înțeles, singură și treabă ție. Comnit mintea la cap. Da. Și eu zic, ții mai mult, nu ți-ai dat să cânti cum ai cântat.